În ziua următoare am ajuns târziu în strada fântânelor. Am auzit pendula din sufragerie bătând ora 3 și abia intrat în birou, a sunat telefonul. Dacă nu știi ultimele vești, începu ghiță Horia, am să ți le dau eu. Am primit adinauri o scrisoare expediată printr-un motociclist. O scrisoare pur și simplu senzațională. Repet, Sensațională. ADP îmi mărturisește că de-abia de acum înainte își va scrie capodopera și această capodoperă nu va fi un roman, nici autobiografia, ci, fii atent, chiar cuvintele lui. Va fi un grupaj original de piese de teatru, subiecte actuale, chiar foarte actuale, și a subliniat cuvântul actuale, dar cu prelungiri în mitologie. Și iar a subliniat ultimele trei cuvinte. Și ca să înțelegi ce vrea să spună, își citesc acest pasaj. Greșeala pe care au făcut-o toți dramaturgii contemporani, greșeala pe care am făcut-o și eu, pentru că trebuie să-ți mărturisesc, am scris și eu o piesă în tinerețe, este că am încercat să reinterpretăm drama, Adică mitologia antică în perspectiva istoriei moderne. Ori trebuie, din potrivă, să prelungim și să completăm mitologia antică prin tot ce omul occidental a învățat în ultima sută de ani. De aceea, piesele mele trebuie întâi tipărite, adică făcute accesibile meditației fiecărui cititor în parte, și numai după aceea. Reprezentate și nu neapărat pe scenele marilor teatre, mai ales că aceste piese se presupun și se implică una pe alta, așa cum întreaga mitologie greacă este implicată în fiecare din marile tragedii clasice. De aceea, am să te rog să faci loc primului volum de teatru în programul de iarnă, amânând memoriile pentru la primăvară. Acum, ce mai zici? Te-ai lămurit?" mă întrebă sarcastic Ghiță Horia. Dar nu-mi dă durăgaz să răspund. Ca și cum ar fi întrevăzut deodată nenumăratele complicații care vor rezulta din modificarea programului de iarnă, nu-și putu stăpâni un suspin de desnădejde și trânti receptorul. Eram tot atât de surprins ca și el. Dacă ADP... Vorbea serios, în mai puțin de trei zile se petrecuse o adevărată conversiune. Probabil că spectacolele la care asistase îl entuziasmaseră într-atât încât se hotărâse să-și încerce odată norocul în teatru. Probabil că spectacolele la care asistase îl entuziasmaseră într-atât încât se hotărâse să-și încerce odată norocul în teatru. Dar nu înțelegeam ce îl făcea să creadă că piesele pe care le va scrie vor constitui adevărata lui capodoperă și când va avea timp să le scrie atât de repede, în câteva luni, poate chiar mai repede, dacă i ceruse lui Horia să-i anunțe primul volum de teatru în programul de iarnă. Ecaterina intră tăcută, aducând pe o tavă minusculă dulceața, cafeaua și paharul cu apă. De cum și-a ridicat ochii, am ghicit că ascultase conversația la telefonul din dormitor. Voiam să o chem pe Aneta, spuse roșind, și când am ridicat receptorul, l-am auzit pe domnul director. Va să zică, adăugă zâmbind misterios, scrie piesă de teatru. Dar de ce nu ne-a spus asta și nouă? Poate voia să ne facă o surpriză. Am încercat să glumesc. Tăcu câtva timp, privindu-mă lung, iscoditor. Eu îl cunosc mai bine ca dumneavoastră și vă spun că altceva e la mijloc. O să vă convingeți mai târziu. Ce satisfacție ar fi avut Ecaterina dacă l-ar fi putut asculta chiar în seara aceea dându-mi instrucțiuni pe atât de misterioase pe cât erau de precise. Dar Pandele m-a chemat la telefon acasă câteva ceasuri mai târziu. N-am apucat să-l întreb cum se simte și ce mai face, căci m-a întrebat el de la început dacă am asistat vreodată la jocul călușarilor. N-am asistat, e, dar cunosc jocul, adică am văzut fotografii, am citit despre călușari, am văzut chiar câteva dansuri la cinematograf. Știi, deci, m-a întrerupt nerăbdător, că în fiecare ceată se află un personaj care n-are voie să vorbească. Știu, îi se spune mutul, exact mutul și acum ascultă-mă bine. Îți pregătești o mică valiză cu ce crezi că ai nevoie pentru câteva zile. Nimic elegant, căci nu te invit la o recepție mondenă. Mâine după amiază, probabil pe la trei și jumătate, patru, va veni să te ia de acasă. Evident nu spui nimic Caterinei, îi spui doar că te duci pentru câteva zile la un prieten. Va veni să te ia cu mașina un tânăr foarte brun. Va suna la ușă și va întreba de dumneata. Dar astea vor fi singurele cuvinte pe care le vei auzi de la el. Evident, în afară de cazul baten lemn, că ar fi un accident pe șosea și va trebui să dea informații. Tânărul nu va vorbi deloc în tot timpul călătoriei, pentru că, pentru diferite motive prea complicate ca să-ți le explic la telefon, în sfârșit, pentru anumite motive, practică un ritual al tăcerii. Nu e nimic misterios la mijloc, adăugă cu oarecare timiditate. Este doar vorba, cum spuneai dumneata, de funcția rituală a spectacolului. M-a mișcat mult scrisoarea dumneavoastră de ieri, i-am spus, profitând de o scurtă pauză. Bravo! Eram de altfel sigur că așa va fi. Pe mâine, deci, și vezi, nu te trăda față de Ecaterina. Fii cât se poate de natural. Călătoria durează cam trei ceasuri, adăugă. În realitate a durat mai puțin, dar n-am știut niciodată cât. Eram desigur extrem de obosit pentru că, lucru care mi se întâmplă foarte rar, aproape nu închisesem ochii toată noaptea. Insomnie provocată probabil de convorbirea cu ADP, trecuse de patru dimineața când am pus ceasul deșteptător să sune la zece, dar nu cred că am adormit înainte de șase. Soarele răsărise de mult și strada începea să se însuflețească. Am ajuns în strada fântânelor puțin înainte de amiază. Am desfăcut distrat corespondența și la plecare i-am spus Caterinei că voi petrece câteva zile la Sinaia, invitat de un prieten am încercat să par cum îmi recomandase ADP cât mai natural, dar din privirile bănuitoare ale Caterinei am înțeles că nu reușisem să o conving. La ce adresă în Sinaia? A început să mă descoase, pentru că au fost deja trei telefoane și le-am spus la toți să telefoneze din nou după ora două să vorbească cu dumneavoastră. Și acum ce am să le spun? Am ridicat încurcat din umeri. Spunele că am plecat la un prieten să mă odihnesc și că îi rog să-mi telefoneze după trei zile. Și dacă vă caută maestrul? N-are să mă caute. Am asigurat-o zâmbind, fără să-mi dau seama că mă trădasem. Ecaterina mă a privit din nou sever în ochi, aproape cu duritate. Va să zic că v-a telefonat. Am încercat să ies din încurcătură, prefăcându-mă că izbucnesc în râs. Pentru că orice ți-aș răspunde, tot n-ai să mă crezi, prefer să nu răspund deloc. Apoi i-am strâns mâna cu căldură, știam cât este de sensibilă la acest gest amical și am plecat. Dar cu cât mă apropiam de casă, cu atât mă umilea și mă exaspera gafa pe care o făcusem. După ce mi-am pregătit valiza, am pus ceasul să mă deștepte la trei și m-am trântit pe pat. M-aș fi putut odihni cel puțin o oră dacă aș fi izbutit să adorm imediat și atunci, probabil, n-aș fi auzit bătăile timide în ușă. Dar am recunoscut semnalul și am sărit emoționat din pat. În prag zâmbea Valeria și așa cum era arsă de soare, dinții păreau și mai sclipitori. Am venit azi dimineață pentru două zile, spuse, și am voit să-ți fac o surpriză. Te-am căutat întâi în strada fântânelor, dar mi-a spus Caterina că ai să pleci sau ai plecat deja la Sinaia. Plec într-o jumătate de oră, vine o mașină să mă ia. Nu vrei să mă iei și pe mine? E imposibil, am exclamat. Am să-ți explic mai târziu de ce. Părea atât de dezamăgită încât a trebuit să-i mărturisesc măcar în parte adevărul. I-am spus că ADP a plecat pe neașteptate acum patru zile, că se află într-o localitate pe care se încăpățânează să o păstreze secretă, dar că face asta probabil pentru că e vorba de o experiență nouă, căci lucru pe care nu mi l-aș fi putut imagina până acum câteva zile. ADP. S-a apucat să scrie teatru. Am subliniat cu enfază ultimele cuvinte, dar Valeria nu părea prea intrigată de această subită conversiune. În fond, mi-am întrerupt vacanța pentru ca să te văd o jumătate de oră. Dar, ca să subliniez aceeași expresie, în fond, de ce ai venit așa pe neașteptate? Mi-era dor de tine și voiam să-ți fac o surpriză. Simțeam că stă să-i zbucnească în plâns și am cuprins-o în brațe. Din fericire, puțin timp în urmă, am auzit bătăinușă. A venit să mă ia, i-am șoptit. Să nu te mire dacă nu ți-l prezint. Nu știu cine e, nici cum îl cheamă și mi-a spus ADP că n-are voie să vorbească. Apoi am deschis ușa și am tresărit dând cu ochii de el. Era într-adevăr foarte brun, aproape negru. Dacă l-aș fi întâlnit pe stradă, n-aș fi crezut că e român. S-a înclinat ușor zâmbindu-mi și m-a întrebat: Domnul Eusebiu Damian, eu sunt, și domnișoara este logodnica mea, Valeria Nistor. S-a înclinat din nou mai profund. Valeria îl privea fascinată. Ca pe un prinț oriental. Și acum, scumpa mea, i-am spus după ce am îmbrățișat-o, noi trebuie să plecăm. Te rog, nu uita să pui cheia unde trebuie, am adăugat în șoaptă. Mașina ne aștepta la colțul străzii. O mașină elegantă, aproape nouă, probabil o marcă străină. Cunosc dispozițiile, i-am spus când tânărul a deschis portiera, indicându-mi din ochi locul în față, alături de el. Mașina era încărcată cu diferite pachete, pături, fețe de pernă umplute și legate cu sfoară, ca niște saci. După ce am ieșit din oraș, am încercat, fără succes, să ghicesc direcția pe care o luasem. Mi se închideau ploapele de somn și probabil că puțin timp în urmă am adormit, pentru că am simțit palma tovarășului meu, bătându-mă ușor pe genunchi. Îmi cer iertare, șopti. Sunt foarte obosit. Am avut o insomnie teribilă până dimineață. Tânărul clătină înțelegător din cap, apoi îmi arătă cutia care se afla între noi, făcând un semn să o deschid. Erau două termosuri, două pahare, două cești și câteva sandvișuri învelite în celofan. Am deschis unul din termosuri, era plin până în vârf, cu cafea fierbinte. A, nu se putea ceva mai nimerit, am exclamat umplându-mi ceașca. Și dumneata? A clătinat zâmbind din cap, apoi încruntându-se și a țintuit privirile în fața lui pe șosea. Mașina se apropia de un convoi de camioane. Trebuia să-și micșoreze viteza și asta părea că-l contrariază. Totuși, după ce a văzut că îmi băusem cafeaua, s-a întors din nou zâmbind către mine și mi-a arătat celălalt termos. Am umplut un pahar cu apă. Dumitale, nu-ți e sete? L-am întrebat, întinzându-i paharul. Nu era și l-am golit eu pe îndelete. După aceea, nu mai știu precis ce s-a întâmplat. Îmi aduc aminte că, după ce am pus la loc termosul cu apă, ceașca și paharul și am închis cutia, mi-am lăsat ușor capul pe speteaza scaunului. Foarte probabil că am adormit din nou și m-a lăsat să dorm cât timp mașina înaintea încet în urma camioanelor. Doar când i-am simțit din nou palma lovind un ferm genunchi și m-am trezit brusc, camioanele dispăruseră și șoseaua se deschidea netedă în fața noastră. Dar când i-am simțit din nou palma lovind un ferm genunchi și m-am trezit brusc, camioanele dispăruseră și șoseaua se deschidea netedă în fața noastră. Mi-am cerut din nou iertare și am privit mirat peisajul. Nu-l recunoșteam. Nu înaintam în orice caz spre Sinaia, așa cum îmi închipuisem. Șoseaua șerpuia printre dealuri mărunte, acoperite cu vișii livezi de pruni. Ca să nu adorm din nou, am început să-mi înțep cu unghiile, am în două pulpele deodată. Și totuși, după câtva timp, m-am trezit că-mi mișcam degetele unul după altul, încercând să număr în gând până la o sută. Număram încă în clipa când tânărul a deschis portiera și mi-a făcut semn să cobor. Alături de el, l-am recunoscut imediat pe serdaru. Era îmbrăcat într-o salopetă veche, decolorată. Nu vă simțiți bine?" mă întrebă Sărdaru, văzându-mă ieșind nevoie din mașină și împleticindu-mă de la primii pași. Mor de somn, ca din picioare de somn, am repetat fără să mai încerc să zâmbesc și mă întreb de ce. E adevărat, am avut o teribilă insomnie azi noapte, dar oricum tot am apucat să dorm câteva ceasuri și am băut numai știu câte cafele. Așa se întâmplă când schimbați, cum spuneți dumneavoastră, bucureștenii, preciză clipind misterios din ochiul stâng, fără să înțeleg de ce, când schimbați aerul. Aici o să vedeți, și iar îmi sem cu ochiul, aici e altfel de aer. Am privit în jurul meu și nu mi s-a apărut că mă aflu într-o regiune de munte, pe cât am putut recunoaște întoropeala care mă stăpânea, colinele semănau mai degrabă cum o vilă de argilă și nisip. Zăream la oarecare distanță mai multe magazii, iar în depărtare un coș de fabrică. De aici înainte sunteți în grija mea, spuse Serdaru, întinzând brațul și arătându-mi camioneta la vreo 20 de metri ascunsă între arbori. Drumul e prost, căci nu s-a terminat încă șoseaua. Trebuia să fie gata astă primăvară. Dar nu știu prea bine ce s-a întâmplat și s-au întrerupt lucrările. Și vă închipuiți, adăugă, după atâtea ploi, de-abia apropiindu-ne de camionetă. După cât îmi pot da socoteala, văzându-mă în ce hal de obosale eram, ADP mă lăsase să dorm până la zece și jumătate. M-a trezit el zguduindu-mă cu putere. Acum, somnoros sau nu, obosit ori odihnit, trebuie să te scoli. S-a terminat partea întâia pentru mare public, ca să zic așa, adică pentru întreaga tabără. Fragmente din câteva drame istorice și comedii scurte într-un act, toate admirabil jucate. Dar acum se pregătește partea a doua. Nu-ți spun nimic, dar ai să vezi. Dormisem îmbrăcat pe un pad de campanie, într-o sală destul de spațioasă, dar care nu era desigur un dormitor, pentru că, în afară de alte două paturi, nu zăream decât lăzi, mici și mari, butoaie și saci. Era probabil o magazie, căci distingeam felurite mirosuri, de unde lemn, de cutii de conserve, de pături și rufărie curată. Deasupra ușii a un singur bec, destul de slab. Când am ieșit, ADP a căutat comutatorul, a stins lumina, apoi a aprins o lampă de buzunar și mi-a luat brațul. Acum trebuie să umblăm cu mare băgare de seamă, mi-a șoptit. În partea aceasta a taberei, felinarele se sting la 10:45, doar timpul necesar ca fiecare spectator să ajungă la dormitorul lui. Mă lăsam condus, neîndrăznind să-mi ridic privirile din conul de lumină al lanternei. Aici, pe dreapta, Continuă Pandele, ai să o vezi mâine, este sala de gimnastică. Aici au loc de două ori pe săptămână reprezentațiile pentru marele public. Dar adevăratele spectacole sunt improvizate extramuros, în afara taberei, într-o clădire ruinată și părăsită de mai mulți ani. A fost, mi-au spus, un fel de hangar pentru autocamioane și cisterne. Băieții au recunoscut alături urmele atelierului de reparații și al unei pompe de benzină. Dar de acum înainte, adăugă pandele, nu o să mai avem nevoie de lanternă. Ține ochii închiși câteva clipe și apoi te obișnuiești cu un tunericul. Am privit înfiorat în jurul meu. Nu mai văzusem de mult departe de oraș o noapte clară de august, fără lună luminată doar de stele. Foarte curând, am început să disting departe, profilându-se pe cer, linia ondulată a dealurilor și mai aproape de noi, stâlpii de telegraf, câțiva plopi crescuți la întâmplare pe câmp, iar în față, la vreo câteva sute de metri, conturul unei clădiri bizare, căci părea alcătuită din mai multe blocuri, unul destul de înalt, Celelalte retezate la diferite înălțimi. Când a izbucnit incendiul, îmi explică pandele. Au sperat că îl vor putea stăpâni și s-au concentrat asupra porțiunii unde știau că sunt camioanele. De aceea au putut salva zidurile și o parte din acoperiș. Restul a ars mai mult sau mai puțin radical, după cum bătea vântul, dar din fericire pentru Ieronim a adăugat, a rămas în picioare scheletul de fier. Am grăbit amândoi pasul și cu cât înaintam, cu atât auzeam mai strident și mai numeroși greieri. Curând ne aflam în dreptul ruinei. Ne așteptau pe noi, șopti pandele. Probabil că toți ceilalți sunt la locurile lor. Eusebiu adăugă să nu mă întreb nimic. Am să-ți povestesc eu mai târziu este pur și simplu extraordinar. Dar să fii foarte atent în timpul spectacolului, pentru că mă îndoiesc că vei înțelege de la început. Păcat că mă simt atât de obosit. Mă lupt cu somnul. Să te lupți și să-ți învingi somnul, mă întrerupse pandele. Este prea important și pentru dumneata și pentru mine. Nu mi-am dat seama de vastitatea ruinei decât după ce am intrat. S-ar fi spus că pătrundeam într-o peșteră, ai cărei pereții ghiceam când aproape de noi, în dreapta și în stânga noastră, când destul de departe, și a cărei boltă se înălța cu cât înaintam. Mi-am dat seama că înaintam între două șiruri de bănci, cele mai multe goale. Dar ghiceam că în urma noastră băncile se umpleau aproape fără zgomot de spectatori rămași până atunci în întuneric, lipiți de ziduri. Și, deodată, cineva se apropie de noi și șopti: Aici, maestre, v-am rezervat două fotolii. Am zâmbit așezându-mă. Erau scaune de grădină prevăzute cu perne. Deși fotoliile noastre se aflau în al doilea rând, eram totuși departe de scenă. Ne despărțeau poate 10-12 metri de un podium slab luminat care mi se părea că alcătuiește scena, sau cel puțin o parte din scenă, pentru că ghiceam în fund între două cortine improvizate primele trepte ale unui anfiteatru. Unor mi se părea că deasupra noastră zăresc sclipind stelele, iar alte ori simțeam o adiere de vânt, și parcă pereții începeau să tremure de sus în jos, ca faldurile unei perdele. Când ochii mi se obișnuiseră cu spațiile de întuneric, am descoperit în dreapta scenei un grup compact de umbre. Dacă n-aș fi fost atât de istovit, aș fi încercat să descifrez și celelalte misterioase forme care mi se părea se însuflețeau pe rând în mai multe colțuri ale scenei. Atunci, pe neașteptate, am recunoscut vocea Niculinei și am tresărit emoționat. Ca și altă dată, vom începe cu un exercițiu de anamneză. Ne vom reaminti, așa cum am învățat să ne reamintim, rolul câtorva animale în istoria universală. Lupoaica și întemeierea Romei, asinul pe care a intrat Isus în Ierusalim, cămila Sfântului Nil, calul lui Napoleon. Atenție, atenție! Am auzit mai multe voci, pronunțând la oaltă, dar atât de perfect, cuvintele, încât părea o singură, puternică, polifonică voce. Atenție! Ați ghicit aluzia! Este faimoasa expresia lui Hegel. Prin Napoleon, spiritul universal a intrat călare în istorie. De data aceasta, continuă Niculina, povestea începe cu un catâr, reluă Niculina. Mai precis, istoria noastră a românilor începe cu un catâr că și despre acest catâr au scris doi mari istorici bizantini din secolul VI. Teofanes și Teofilactus Simocata, silabisicorul. Iată ce spun, începuni Lina, schimbându-și pe nesimțite timbrul vocii. Era pe la anul 580. Hoardele avarilor prădau și pustiau Imperiul Oriental. Atunci au început să pâlpâie, parcă foarte departe, dincolo de amfiteatrul ascuns de cortine, o vâlvătaie roșie și s-au auzit murmure neînțelese, în care s-ar fi spus că se amestecau vocile și strigătele multor mii de oameni, lamentații și țipete repede sugrumate. Dar Roma cea nouă veghea, izbucni Imperiul roman de răsărit veghea, Bizanțul biruise și de data aceasta somnul. Doi generali romani, Comențiol și Martin, doi generali și-au ascuns legiunile în codrii munților Balcani. De câteva clipe, mi se părea că zăresc în dreapta și în stânga noastră, furișindu-se pe lângă pereți, un șir nesfârșit de umbre. Pandele își apropie capul de mine și șopti. Sunt cei mai buni elevi ai lui Vladimir. Sunt toți excelenții notători. Ai să-i vezi acum. Și într-o zi, continuă Niculina, sau poate era spre seară, Înainte de căderea nopții, legiunile s-au năpustit asupra avarilor. Și spun cei doi istorici bizantini: Victoria ar fi fost sigură dacă. Amintiți-vă! a strigat corul cu un timbru metalic ca de trâmbiță: Amintiți-vă de calul lui Napoleon! Victoria ar fi fost sigură dacă nu intervenea catârul. Ca toți catârii, adăugă șoaptă corul, era împovărat, purta de ceasuri, purta de zile și nopți sarcina stăpânului. Povara se desprinse, reluă Niculina, și alunecă fără ca stăpânul să observe, și atunci unul din soldați îi strigă din urmă și cu toată puterea îi strigă să se întoarcă și să o ridice. I-a strigat, torna, torna, frate! I-a strigat cu toată puterea, scandă corul, i-a strigat, Torna, torna, ritorna, frate! Și alți soldați, continuă Niculina, au repetat chemarea, Torna, torna, frate! Și atunci cei din fruntea coloanei au auzit strigătul, Torna, torna, ritorna, frate! Repetă corul, din ce în ce mai repede și s-a cadat și au crezut că s-a dat ordinul de retragere, continuă Niculina, cu o voce tulbure, parcă sugrumată de emoție, și s-au întors din drum, strigând și ei, torna, torna, frate, și s-a produs învălmășala. De câtva timp mi se părea că visez, căci acea masă de umbre care se adunase începuse să se agite murmurând Torna, na frate, torna, torna, ritorna, frate, și îndreptându-se spre noi ca o singură, monstruoasă făptură. În câteva clipe cuprinse și înghiții corul și peniculina, și înaintea cu zgomot surd de călcâie lovind tot mai amenințător pământul. Mi s-a părut că dintr-un moment la altul voi fi surprins de acea caracatiță uriașă cu brațele ciuntite care se apropia tot mai repede de mine. Atunci am sărit în picioare, am început să strig: Torna, torna, frate! și, întorcând spatele scenei, am încercat să fug spre ieșire. Mi s-a părut că întreaga sală se golise și spectatorii alergau, unii împingându-se din spate, alții alături de mine. Dar nu-mi dau seama cât am alergat. Cred că nu reușisem încă să ies din acel uriaș hambar când m-am împiedicat și am căzut.